Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Porsche Panamera cu o problemă destul de interesantă, da? Exact o problemă cică tipică Porsche-ului la sistemul audio. Intrăm înăuntru și vă explic ce. Deci, ne întâlnim cu acest sistem. Așa, PCM3.1 sau ceva de genul ar fi pe el, da? Care ce face? Și-a pierdut toată informația lui originală de media. Deci aici la media nu ne mai vede nici USB-ul, nu ne mai vede nici partea de ceea ce înseamnă memoria internă, așa. Nu ne mai vede nici telefonul, așa. Așa că sunt multe probleme care au apărut în această situație. Am să încerc să vorbesc permanent ca să se întâmple practic această problemă direct aici în fața dumneavoastră, ca să vedeți cum se restartează el singur fără să-i faci nimic absolut. Deci în cazul în care tu ai acest deranj în care el se aprinde, se stinge, se aprinde, se stinge, da? Sau doar se aprinde și se stinge. Poate să fie chestia asta odată la un minut, la 3 minute. Adineori am făcut și un video mic pe TikTok, da? Pentru că mai nou ne găsiți și pe TikTok ca și Sandu Hifi. Ei, și acolo am reușit să prind de la unul aproape, cred că și chiar două secvențe. Singura chestie că el trebuie să ruleze un pic, da? Ca să-și facă această operațiune de restartare. Practic și logic este momentul în care și-a pierdut ceva din partea de memorie, da? Pentru că nici media care este instalat pe el nu merge, nici partea de telefonie nu merge, nici navigația. Deci sunt mai multe. Ia să vedem. Iată. Nici navigația nu funcționează, deci nu mai are acces la partea de hărți, nimica, da? Ok, ia, set navi, nu mai ai absolut deloc. El practic era cu navigația activă, ok? Bun, ia să nici nu știu, are camera de marșalier, stai să vedem. Are și camera de marșalier și iată că nici ea nu funcționează. Deci avem mai multe deranjuri aici. Hai să vedem. Da, iată, nici camera nu merge, deoarece are camera pe marșalier. Da, voi sta cu voi pentru că undeva la între 3 și 5 minute, da, el practic își face acest deranj. Încerc să tot vă mai zic ce opțiuni mai avem aici. Pentru cei care dețineți un asemenea autovehicul, pot să vă fac foarte multe, mai exact, pot să vă fac CarPlay pe sistemul original. Asta înseamnă că poți să ai Waze-ul, YouTube-ul, Google-ul, tot direct pe sistemul original, da? Deci eu pot să intru să am Waze, YouTube, Netflix, Google, tot ce vrei, direct pe sistemul original. Pot să spun cameră spate dacă n-ai, pot să spun cameră spate față dacă n-ai. Iată că mi-a și venit problema, da? Iată ce îmbucurător este că totuși am reușit să ating practic această problemă și ați văzut că am vorbit cursiv și am tot încercat să vă dau idei că se mai poate pune, cum am zis, încălzirii scaune, se poate extrage acest plastic, se poate pune un alt plastic care își face practic camera de VR, da? Mai pot să vă fac să vă punească din ceas inteligent de telefon și mașina aceasta are inclusiv și sistem de evacuare torpea, care o să vi-l prezint practic la urmă. Dar prima dată hai să reparăm și să demontăm acest sistem. Repet, putem să reparăm tot ce înseamnă la Porsche sistemul multimedia, putem să-l inteligentizăm, putem să reparăm amplificatoarele, putem să schimbăm sistemul audio, pot să vă fac tot ce vreți, ok? Hai să demontăm sistemul, după care să vedem rezultatul final după ce este reparat. Ce este de știut? Că în cazul în care ai această problemă, trebuie să dai jos aparatul dacă ești undeva din țară, necesită să mi-l trimiți mie la Oradea și de acolo în jur de 5-7 zile lucrătoare ți-l trimite înapoi, da? Iar costurile le vorbim telefonic, ok? Deci acesta ar fi procedeul și dacă mă sunați vă pot ajuta, poate am în țară diversi colaboratori cu care putem să mergem să-l dați jos, care să mi-l trimită mie, ok? Iată și el este compus din sistem Bose, așa că sistemele astea amplificate, care sunt foarte ok.
Bun, hai să-i dăm power și să demolez sistemul și să vedeți cum arată demontat. Înainte de toate, am să pun pătura frumos, care necesită multă atenție, pentru că trebuie să desfac acest mahon, trebuie să desfac aceste aerisiri, destul de sofisticat ca să ajungi la el. Plus aici avem sculele aferente, de tot avem grijă în cel mai perfect mod. Ok? Înainte chiar să pornesc camera, iarăși a făcut un restart sistemul, așa că ăsta nu mai rezistă mult, chiar își dă duhul, să zic așa, ok? Da, hai că acum îl facem și o să vedeți că tot va fi, practic, iată și mapa nu este activă, tot va fi frumos, reactiv, din punct de vedere de funcționalitate, ok? Hai să-i dăm drumul, e puțin dimineață, mă mai bâlbui, ok, dar îi dau drumul, pa! Rămâneți cu mine și vedeți etapa următoare! Ok, eu întotdeauna fac aceste filmări ca să prezint clientului că nu am rănit nimica. Iată, de exemplu, aici avem partea aceasta, unde sunt toate siguranțele în interior, deci toate sunt prezente, ok, plus toate picioarele, piciorușele sunt intacte, nu s-a rănit niciunul. Tot așa vom trece și la această parte, la partea de aerisir, unde dacă mergeți ori la cine puteți să verificați această situație, dacă aceste lamele sunt întregi, da? Iată-le, la noi sunt toate întregi, toate sudate frumos aici, în plastic, exact cum era original. Aceasta este partea stângă, iar aceasta este partea dreaptă, care tot așa o puteți vedea și o puteți vizualiza, că este perfect intactă, nu are absolut deloc nici o problemă. Deci toate sunt la locul lor, ok? Nici o clemă ruptă, nicăieri. Eu de aia fac aceste filmări, repet, că dacă, de exemplu, oricine ajunge undeva și, de exemplu, necesită schimbat o mufă sau orice altceva, da, poate să zică, domnule, dar nu, eu ți-am rupt astea sau nu, eu ți-am rănit. Ei, eu dacă îi arăt filmarea titularului, măcar vede intact. Uite, se vede clar că s-a fost umblat aici, pentru că această gumă, ea practic nu are cum să fie șifonată de la scoatere, doar dacă stă presată timp mult într-un anume punct. Ok, și acum o să-i dăm bice și bătaie ca să reparăm aparatul original, pentru că în cazul ăsta pe el trebuie să-l scoateți afară, da? Și pe el trebuie să-mi trimiteți ca să-l reparăm. Ei bine, suntem cu proiectul gata, finalizat. Hai să-l vedem în varianta finală, să vedem dacă s-a rezolvat tot ce înseamnă repararea aparatului. Deci avem tuner, avem media. Iată că deja ne-a apărut tot ce înseamnă albumele, tot s-a recuperat tot ceea ce a fost pe hard, da? Pentru că aici este și o problemă de stocare, tot ceea ce există aici, ok? Plus că, ia să vedem, sistemul de navigație, dacă țineți minte, nu era funcțional. Ei, iată, acum a devenit totul funcțional, funcționează perfect, merge și sistemul de telefonie, a devenit, iată, a apărut aici și părțile care erau lipsă, da? USB-ul ce era lipsă parcă și jukebox-ul, da? Partea asta de magazie de CD-uri, ok? Iar la partea de telefonie, iată ce mișto este tot ce există, ok? Iată, Sound Identity a fost printre ultimele numere, pentru că l-am sunat pe om să vină să-i montăm sistemul, ok? Bun, deci toți care aveți aceste probleme cu sistemele de navigație, cu sistemele de amplificare, cu orice tip și aparat existent, da? Nu uitați că eu am soluția. Puteți să mă căutați și pe TikTok foarte mult, dacă mă cauți Sandu Hifi, acolo o să vezi multe tipuri de reparații și multe variante. Dar acum vă zic, dacă vreți produse, ce v-am zis, CarPlay-uri și camere și tot felul de componente pentru mașină, www.soundidentity.ro. Dacă vrei, mă cauți pe Facebook, Sandu Vancea, Sound Identity, Hifi Oradea sau Tor Oradea, dealer autorizat, partea cu evacuările care o să fac și cu acesta un alt clip, pentru că are montat deja un sistem de evacuare Tor de la noi. După care, mă găsești pe Insta, da? Sandu Hifi, soundidentity.ro, cât și Tor Oradea, dealer autorizat. Mă mai găsești foarte mult pe TikTok, cum v-a zis, Sandu Hifi. Și cel mai mult mă găsești pe canalul meu de YouTube, dacă intri la Sound Identity sau Sandu Hifi Shop, da? Ei, acolo poți să accesezi canalul meu de YouTube, intri frumos în partea de
playlisturi, apeși pe playlisturi create și acolo la 11 parcă sau 10 vezi reparații diverse sau mergi mai jos la Porsche și o să vezi mai multe Porsche-uri realizate, tot așa cu ce sisteme v-am zis eu, cu evacuări, cu CarPlay-uri și cu sisteme de pornire din ceas inteligent din telefon, ok? Eu am fost Andu, mersi că ai urmărit acest clip, rămâneți aproape, orice vi se strică, sunați-mă că încerc să vă ajut. Bye bye, la revedere!